Telefoanele din zona de mid-range ne-au obișnuit să împrumute mai multe specificații de la frații mai performanți din zona de top. De cele mai multe ori vorbim de camere și de look. Honor Magic 6 Lite bifează aceste două criterii și ridică ștacheta cu o rezistență mai bună la șocuri. Producătorul susține că ecranul utilizează o tehnologie de amortizare care a crescut capacitatea de absorpție a șocurilor, care asigură și o rezistență mai mare și în cazul căderilor de la o înălțime de 1,5 m. Ne suflecăm mânecile și trecem la teste de forță și rezistență, nu înainte să aruncăm un ochi la design și la specificații. Alături de mine, ca de obicei, colegul meu, Laurențiu Matache. Laurențiu, bun găsit! Hai să ne uităm la acest telefon. Honor Ce Magic 6 Lite, în primul rând, design. Designul este premium și împrumută foarte mult de la Honor Magic 5 Pro. Foarte important este ecranul telefonului și vorbim de un ecran cu o luminozitate foarte bună și o rezistență sporită și dacă vorbim de luminozitate, vorbim de 1200 de niți, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un telefon de buget. Și rezoluția este iar foarte bună, avem o rezoluție de 1.5K și o rată de refresh de 120 Hz, ceea ce îl face ideal și pentru gaming. Sistemul de camere este foarte important și vine cu un update semnificativ față de varianta Magic 5 Lite. Avem o cameră de 108 megapixeli, un ultra wide de 5 megapixeli și o cameră de macro de 2 megapixeli. Filmează 4K la 30 de cadre pe secundă. Dacă vorbim de camera frontală, acolo avem o cameră de 16 megapixeli, capabilă să filmeze Full HD la 60 de cadre pe secundă. Totuși vorbim de un telefon de buget și nu vorbim de un telefon premium. Și hai să ne uităm la piesa de rezistență a acestui telefon. Vorbim despre ecran. Vă arătăm, practic, cum arată acest ecran. Cum este ramforsat, ce leere, ce straturi are. Și ca să și testăm acest lucru, cam bate inima, cam tare, să știi, Laurențiu. Da, este un ecran, ei spun, se numește Ultra Bounce, un ecran ramforsat care rezistă la căderi de la o distanță de 1,5 metri, cam pe toate părțile telefonului. Sau la șocuri. Șocuri, hai. Ceea ce înseamnă să batem și niște cuie, să vedem, a intrat, s-a întâmplat ceva cu telefonul. Hai, mai bate un cui să vedem. Niște dacă... pioneze, să fim foarte corecți, dar să știți că... Am văzut un alt coleg de-al nostru de breaznă care a bătut cuie la propriu cu telefonul. Nu s-a întâmplat mare lucru, deci telefonul rezistă și la căzături. Și pe lângă asta, dacă îl scăpați în apă, dacă mergeți pe afară și vă prinde ploaia torențială cu telefonul la ureche, acesta este rezistent IP53 la rezistență la stropi, dar are și rezistență la praf. Merge telefonul, avem un ecran intact, testul a fost trecut. Gata, a fost un test interesant și pentru noi, n-am mai făcut așa ceva în studio. Cred că e prima oară când se întâmplă asta la o emisiune de IT în România, când se face un test.